A trecut... Păi el i-a încurcat, Marcel i-a încurcat cel mai rău. Bună seara, domnule Pușcaș! Bună seara, bună seara! I-am încurcat, într-adevăr. Trebuia să rămână, să rămânem cu fotbalul la Steaua, să alimentăm tot clubul, vreo 26 de discipline sportive, trebuia pentru o minge vreo 7 semnături. Am mers, de exemplu, la trageri la sorți în Elveția, cu mașina mea, că nu mă puteam duce cu Dacia de 15 ani a clubului. Și când a venit, mi-a spus contabilul că nu se poate deconta benzina pe banii mei, că nu trebuie să merg cu mașina clubului. Cum naiba să stăm la hoteluri de 7 stele? Păi la banii tăi, Marcele, te uitai tu la un plin de benzină și păi la... Dar nu era vorba de asta, vorba de principiul, Florine. E vorba de ce cum funcționau lucrurile la a fost o glumă. A fost ce, o glumă. Ce sponsori să aduci? Cum să ia cadrele militare premii? Pentru că erau cadre militare și era interzis de la ordinea ministrului. Și multe, multe alte birocrații, ca să nu spun că nu mai dezvolt subiect. Lucruri foarte greu de rezolvat, unele care se puteau rezolva foarte simplu. Și era și desuietă deja situația, pentru că nu mai era la vremea respectivă, nu mai rămăseseră nici în Est, decât la ruși, cluburi departamentale, inclusiv la unguri. Duc la Praga a dispărut, Uipești, Honved s-au privatizat. Dinamo Berlin privatizat. Legia Varșovia n-a mai fost echipa armatei poloneze. Legia Varșovia. Și atunci nu mai avea niciun sens. Adică era greu să dai salarii. Nouă, și după 30 ceva de ani, nouă ne place tare mult să fie din nou așa cu paradă, să fie de 1 mai din nou cu steagul roșii pe stradă, să fie... O să vă spun un secret. Suntem foarte atrași în continuare de acea perioadă din comunism. Nicăieri în Est Europei nu mai vezi atracția aceasta pentru comunism care există în România. Am asistat acum vreo 2-3 săptămâni la marile dezbateri Dâncu versus Talpan și așa mai departe. Nimeni n-a spus, nu trebuia să mă sune atunci, cât spuneam, dar profit acum de ocazie. Păi ce facem dacă, de exemplu, cum a spus domnul Dâncu, asociază Romtehnica cu echipa de fotbal Steaua București, adică o scos din un întreg o secție sportivă, eu am lucrat în clubul ăla. Am fost și ofițer de presă și am fost și șeful secției de presă și vicepreședintele clubului. Știu cum stau lucrurile într-o unitate militară, sportivă. Deci dacă extragi o secție de acolo și o asociezi în privat cu altcineva, rezultă un FC, din nou Steaua București, entitate nouă. Îți dai seama, noi, Daniel, despre ce vorbim noi în 2023, când oamenii ăștia se gândesc să meargă pe Marte. Deci noi tot cu unitatea militară, tot cu cadrele militare, tot nu, cu... Nu, să zicem da. că se face cum am încercat și am reușit. Da. Ar fi trebuit să aibă altă traiectorie, ceea ce spuneam eu, față de ce au făcut ei. Dar astea alte discuții târziu acum. Lucrurile sunt consumate. În mod normal, o nouă entitate, un nou R, un nou Ș, trebuie băgat la MFP. Corect? Liga 5. Corect? Da. Păi așa s-a întâmplat și cu Rapidul și cu toate astea, nu? Scoți secția de fotbal din cadrul unității militare, o unești, o asociezi cu altceva, dai naștere în nouă persoană juridică. E un nou copil, nou născut. Trebuie la MFB. Domnul Talpan omite poate treaba asta. Ei, cum se rezolvă această ecuație sau inecuație? Cum vrei? Na, cum o rezolvăm? Păi, o rezolvăm cum a rezolvat-o Dumitru Dragomir. Păi ați văzut când... că discuțiile în gol și sunt niște inepții lucrurile propuse și, domne, să de drept privat, că să facem, să degem. Ori ca să ajungă o unitate militară în Liga 1 în România, în fotbalul profesionist și eventual și să participe într-o cupă europeană peste un an sau doi, pe sistem de râsul Europei, scuzați-mă. Nu. N-am nimic cu clubul Steaua, respect mari sportivi ai clubului și istoria. Nu, Vasile Dâncu și multe alte persoane susțin că așa ne vom recâștiga măreția în sport. Păi, domnul Dâncu, ce pot eu să spun? E prietenul lui Florin, îl știu și eu de vreo 32 de ani pe domnul Dâncu. I-am urmărit ascensiunea în carieră, bravo lui. Deci, domnul Dâncu... Mi-a spus și într-o emisiune că este un mare admirator al sistemului de la Bayern, că a fost la München, a studiat îndeaproape tot ceea ce se întâmplă la Bayern München în jurul acestui fenomen. Și când se întoarce în fotbalul nostru, tot ca în 1947, tot cu Ana Paucăr, tot cu
ce asta s-a întâmplat atunci. Asta am vrut să spun, că și domnul Dâncu, ca mulți politicieni români, primari, miniștri, parlamentari și așa mai departe, merg afară și în loc să copieze de acolo care e structura a orice, în cazul nostru fotbal sau sport, adică trimiți boi, cum se zice, și vine vacă. Deci domnul Dâncu, în loc să fie preocupat de cum se sprijine pe Adrian Mititelu, pe Dan Șucu, pe Gigi Becali, pentru că așa arată lumea astăzi în România, în Uniunea Europeană în general, noi tot cu stalinismul, cu unitatea militară, cu chestiuni de genul acesta. Nu mai poți. Dar domnule Pușcaș, se va întâmpla lucrul acesta. Dumneavoastră și cu Adrian Mititelu, un club privat, vă veți bate cu armata română la fotbal. Ce trebuie să facă domnul Dâncu și spune că au trecut 33 de ani și nu s-au făcut multe lucruri în țara asta. Păi, asta e problema noastră și, cum să spun eu, suntem oropsiți și eu și tu, tot poporul ăsta. Că am avut asemenea conducători care în 33 de ani n-au făcut pașii necesari, ca polonezii, ca ungurii, n-au făcut cehii. În loc să ne vedem de drum, tot timpul avem frâne. De la Iliescu citire, nu-i momentul. Țin minte că bătrânul, vreo 6-7 ani, cu asta era pe buze. Nu-i momentul. Nu ne-a spus atunci când eram plin de speranță în nopțile acelea ale Revoluției, nu ne-a spus că au întinat nobilele idealuri ale comunismului soții Ceaușescu și că el va avea grijă cumva să readucă acest comunism într-o formă din asta frumoasă, neîntinată. Umană. Da. Domnul Dâncu ar trebui și colegii dânsului, au fost vreo 20 din 33 de ani la guvernare, da? Să vadă ce cu fiscalitatea, să-l ajute pe Mititelu și pe Rotaru și pe Becali cu fiscalitatea ca să poată da bani mai mulți la fotbal și nu doar pentru ei, și la grădiniță și la spital, și banii să treacă direct de la sursă la finalitate, nu prin intermediul statului, care e cel mai prost administrator, dar din bugetul de stat se atapă foarte mulți și sunt foarte multe obligații, după cum bine știm. Și în loc ca banii mei, ca om de afaceri, să meargă să pun geamuri la spital sau să aer condiționat, direct, să mă scazi din impozit, să plătesc ce impozit tu ca să... Că știi tu foarte bine când să se pună aerul condiționat. Și îl pui peste 5 ani. Și pe la prost. Domnule Pușcaș, trebuie să vă apreciez stilul acesta pamfletar de care ați dat dovadă și într-un text pe care l-a scris recent. Ați deschis așa un front cu Sorin Cârțu. Bănuiesc că toată această situație conflictuală între dumneavoastră și Sorin Cârțu vine de la această sărbătoare de 40 de ani care a fost organizată de clubul prezidat de Sorin Cârțu. Cred că v-a deranjat faptul că jucătorii Craiovei Maxima s-au asociat cu această echipă la 40 de ani de la calificarea în semifinale cu UEFA. Nu asta a stat deranjul, ci în faptul că... Dar această situație cum... Am văzut că sunt mulți suporteri olteni care le reproșează jucătorilor Craiovei Maxima că s-au asociat cu acest club. Acum, nu mai vreau, că discuțiile astea nu sunt interminabile, pentru că port foarte rapid să punctez și ăsta e punctul meu de vedere și realitatea. Din păcate pentru ei și din păcate pentru noi. Pentru că nu poți, dacă te-ai înființat, vorbeam de un club nou înființat, în 2013 să servești ceva de acum 40 de ani. În ce calitate? 1. 2. Dacă, de exemplu, Calafatul sau Dăbuleniu sau Strehaia sau știu orice Segarcea, Bileștiu, ar dori să închirieze de la Pavel Badea numele de CSU Craiova și Pavel Badea ar dori să facă această înțelegere cu ei, s-ar numi Băilești, echipa din Băilești, CSU Craiova, pentru că e un nume închiriat. Și am postat astăzi, e ca și cum ai închiria haine de la Cătălin Botezatu pentru un eveniment, o nuntă, un botez, nu știu, orice eveniment, și să spui tu ești Cătălin Botezatu. Păi nu ești Cătălin Botezatu. Tu ești Mihai Mirionică, eu sunt Marcel Pușcaș, Florin Prunea. A, că ai închiriat de la el numele sau haina, ai altceva. Deci este un fals și o cum să spun, o inducere în eroare a opiniei publice în numele care aveți, doamne, acționează Sorin Cârțu. Sorin Cârțu, care este antrenorul recordman al României.
este de departe cel mai slab antrenor din istoria fotbalului românesc, cu 6 retrogradări. Sigur, dar el, pe lângă aceste contraperformanțe, aș vrea să aduc aminte ultimul titlu și ultimul event pe care l-a reușit Craiova fotbalistică a fost cu Sorin Cârțu la conducere. Da, ultimul event, numai că acel event, mi se pare că și Florin juca atunci. Da. Vezi, Marcele, aici pierzi foarte mult, să știi. Nu pierd deloc, pentru că cele 6 retrogradări nu sunt la mine. Ești în aceeași eroare pe care o face și Gigi Becali cu foștii jucători. Lasă-i în pace, nu mai ataca Sorin. Eu n-am atacat. Sorin Cârțu este un simbol al orașului Craiova. Lasă-mă, Florine, cu simbolurile. Nu mai vorbi cu astea, că cel mai slab antrenor din istorie. Unul cel mai bun antrenor care i-a dat Craiova. 6 retrogradări, Florine. Eu l-am avut antrenor și am câștigat cu el eventul. Știu ce o să spui și de... eventul ăla, dar eu zic că ești în eroare mare de tot. Mă rog, este punctul meu de vedere. Acum tu ai fost acolo, poate ai un alt punct de vedere, poate nu știi, erai pus la informat. Păi, în orice caz, da, am fost acolo, am fost jucător al universității. Bine, eu nu mă bag în războiul ăsta al vostru. Mă văd nevoie să intervin când vorbești de foștii jucători și tu ești fost mare jucător al României. Nu, el a vorbit ieri sau azi dimineață de mine. Eu am replicat. Eu nu n-am pomenit numele de Cârțu nicăieri, n-am pomenit numele niciunui fost jucător al Craiovei și am decența, dacă vrei și ca om de presă, între ghilimele, să zic așa, da? Să nu îmi atac foștii colegi. Și nu i-am atacat de obicei. Faci cum vrei, doar ți-am spus opinia mea. Acum... Când întreg măsura și sunt aroganți și nu știu că 10 ani nu înseamnă 40 și se înfoaie și se devine arogant, și, nu mai îmi convine și trebuie să apăr și eu clubul meu la care activez și pe mine ca persoană, dacă vrei. Atunci dăm voie să spun și hibele lui Sorin Cârțu, că nu o fi perfecțiunea întruchipată Sorin Cârțu. Lasă-mă, Doamne, iartă-mă, pace, am văzut fotbaliști. Deocamdată este unul dintre puține de la maxima respectivă care n-a fost chemat în București, nici la Steaua, nici la Dinamo, nici la Sport. Ca fotbalist, tu erai mic. Eu jucam atunci. Deci lasă-mă în pace cu Sorin Cârțu. Simbolul sunt cămătare mai simbol ca el. Îi marca 4 goluri într-un meci Stelei, de exemplu. Dar știi cum a fost meciul ăla? Vrei să vi-l povestesc? A fost pentru număr de goluri făcut special? N-are importanță. Haideți să trecem. Bine. Deci nu a fost mare. Ne întoarcem la situația de acum. Mai mare decât el. Stai liniștit. Ne întoarcem la situația de acum din fotbalul nostru. S-ar putea ca oamenii de la, în frunte cu Sorin Cîțu, de la acest club, să reproșeze faptul că clubul vostru, în mod nefiresc, are în acest moment șanse mai mari de calificare în cupele europene, deși sunteți mult mai jos în clasamentul Superligii. Se poate întâmpla. Dacă ăsta e sistemul, ce vină are? Nu înțeleg ce vină are echipa. Da, nu, că nu le reproșează lor, ci au un ceva de reproșat și vrea să știm dacă Sorin Cârțu n-am nimic pentru că este acum în legătură cu noi, are de reproșat ceva acestui sistem. Bună seara, domnule Cârțu. Bună seara. Cum vi se pare această situație? Teoretic, rivala dumneavoastră din Craiova ar putea avea șanse mai mari de calificare în cupele europene decât clubul dumneavoastră? Nu discut eu problemele altora. Pe mine nu mă interesează. Nu mă refeream că sunt problemele altor echipe, mă refeream la cum este ordonată situația în campionat. Domnul Mirănică, eu am și eu stilul meu. Nu mă interesează ce face altă echipă și ce șansă are. Pe mine mă interesează numai echipa. Sunt simplu, ăsta e răspunsul cel mai tânăr. Nu mă interesează de nimeni. Mie și în viața mea particulară, domnule, vecini sau prietenii sau alții. Ce treaba lor în familia lor? Eu nu dau sfaturi, nu mă erijez în tip din ăsta de le știu pe toate și să spun să-mi dau părere. Nu mă interesează. Am înțeles. Înțeleg că l-ați numit pe președintele Marcel Pușca și un menestrel. A fost un răspuns al meu care l-am dat și am terminat. Nu vreau să nu mai am Polemică. Răspunsuri că nu-ți face bine și dacă vrei atunci ne luptăm, nu-i problemă. Eu cred că ești pe locul 2 cu mine. Marcele, stai cu minte. Dacă vrei așa mediatic să ne batem, ne batem. Nu ai tu,
N-ai tu ce să mă ameninți pe mine. Nu știu, eu nu te amenin. Eu îți spun că ți-am dat un răspuns. Atât. Mă, nu vă spune. Tu m-ai făcut pe mine, nu știu ce, nici n-am pomenit de tine. Nici n-am pomenit de 2 ani de tine. Nimic. Nu, tu nu am pomenit. Tu ai mai fost, Marcel, tu ai mai fost într-o emisiune și eu ți-am spus de atât. Nu te mai băga în istoria Craiovei. Eu asta singurul lucru de aici a plecat. Nu te mai băga. Da, dar nu deturna, Sorine. Nu deturna. Băi, Marcel, nu te mai pot să mă bag în istoria. Da, eu pot să mă bag în istoria Craiovei atâta timp cât sunt directorul executiv al acestui club. Nu există așa, nu cunoști. Ba da. Dar nu cunoști. Ba da, trebuie să-mi fac datoria la locul de muncă și cred că mă fac. Bă, tu nu... Eu lucrez în Craiova de 4 ani. Păi tu nu... Păi și asta e istoria Craiovei de 4 ani. Păi tu vorbești de Craiova, maximă, ne dai sfaturi. Sorine, cred că știu mai multă istorie a fotbalului de România decât știi tu. Crede-mă, cu ceva măcar. Dacă vrei face concurs. Păi noi facem fotbal, tu nu vezi că deviezi, divaghezi. Noi vorbim de fotbal. Nu de turna, nu de natura. Păi dacă mă las să vorbesc, nu mai mă întrerupe. Că eu te-am lăsat să ai spus punctul de vedere și spun și eu. Păi deci vorbești baza corii. Cum domnule să fii în ființate de ce am de 40? Băi, domnule Pușcaș, haideți să încercăm să facem un dialog pentru mine. Tu pentru mine, ceea ce înseamnă fotbalul, că tu ești o efemeridă, mă, și nu primesc sfaturi de la tine. Tu ești o câză, mă. Mă, băiatule. Nu te băde. Ți-am mai spus, ai retrogradat 6 echipe. Pe recordul tău. Da. Am încercat să facem... Trebuie să-l ții pe fir, că îmi place dialogul cu el. Da. Domnul Sărântățu a renunțat la... Intempestiv, așa. Trebuia să încercăm să lăsăm așa, adică să nu ne încălecăm un pic, să... Îi spună fiecare ideile. Dar, în fine, am înțeles. Dumneavoastră spuneți că echipa care este acum prezidată de Sorin Cârțu deturnează istoria... Domnul Mirorica, deci nu mai reiau că s-a vorbit și răzvorbit de, și abordat subiectul. Deci, în mod normal, în 2011, Florin era în federație și poate să mă aprobe sau nu. Această echipă retrogradase în divizia B. Trebuia lăsată în pace, nu dezafiliată, să meargă în C, să meargă în județ. S-au dus Glasgow în Liga 4, s-au dus Frankfurt, Eintracht în Liga 3, s-a picat Juventus în Liga 2 și multe, multe alte echipe. Și nu mai apărea această echipă care spune că ea e de fapt aia. Păi, Marcele, lucrul ăsta l-a recunoscut și Badea, l-a spus public, Pavel okay. Badea. Haideți să încercăm să facem un dialog calm, pentru că domnul Sorin Cârțu este din nou în legătură cu noi, n-a renunțat la dialog. Domnule Cârțu, domnule Pușcaș, să-l ascultăm un pic. Eu am întrerupt, pentru că i-am spus, nu vreau să intru în polemici cu nimeni. Eu nu mai am spus un lucru și nu fac polemică cu Marcel Pușcaș. Nu mă interesează. Nu suntem pe același palier și nu vreau. În tot ce înseamnă fotbal. Pe ce palier ești? Domnul Mironică, oprește? Haideți să dialogăm pe rând. Vă ascultăm, domnule Cârțu. Nu suntem de la același nivel, de aceeași factură. A, și n-am așa, ce nu pot fi atât de agramat, corect. Băi, cine vorbește mai dat-o pe aia cu agramat? Tu ai văzut ceva în textul ăla de agramat? Spune. Nu mai prostii vorbești, tu te aperi cu prostii, mă. Aduci niște argumente pe care spune le susții. Nu le spune, nu le susții. Adevăratul. Păi, starea socială a ta și starea socială a mea nu ne permite să stăm amândoi de discuție. Și am terminat asta. Nu polemică, mă. Ești un ratat, mă. Tu ești un ratat și social și fotbalistic și ce vrei tu, mă. Ratat de ce? De ce zici așa? Iar închis. Da. Păi, hai să continuăm dialogul, că îmi place. Mă rog, îmi pare rău că s-a ajuns la astfel de... Da, mă rog, fiecare își susține, din punctul meu de vedere, ceva înființat acum 10 ani nu poate să serveze ceva de acum 40 de ani, ca aparținându-i. Nu are cum. Da, pe de altă parte... Nici istoric, nici cronologic, nici cum. Pe de altă parte, dacă Florin Prune ar fi invitat de clubul prezidat de Sorin Cârțu să celebrați... niște ani care se împlinesc de la da, eu nu mă refer la jucător, Mihai. Mă refer la tupeu de a serba ceva ce nu Florin te aparține. Prune ar accepta această invitație. Eu am primit odată o invitație din partea domnului Rotaru când au jucat finala campionatului atunci cu CFR-ul. Și nu m-am dus. Deci nu participarea... Nu m-am dus. Nu că aș avea ceva. Am colegi acolo, am prieteni, dar nu m-am dus. Cum de altfel, dacă aș primi o invitație la oricine și dacă aș primi de la Adrian Mititelu sau de la Marcel o invitație
la un meci de-al lor, m-aș duce cu plăcere. Sau dacă aș primi o invitație de la universitate, de la CS, de la cineva de acolo, de la Cristescu, Neagui, foștii mei colegi, m-aș duce cu mare plăcere. Dar, repet, am primit o invitație atunci la... și nu m-am dus. E diferență de nuanță. N-am criticat participarea foștilor jucători. Au fost invitați, au participat. Ideea este că de ce tu, club, vrei să-i induci că tu ai fost ăla de acum 40 de ani, că-i cârți un club sau încă unul sau doi? Marcele, păi și e altă situație, scuzați-mă. Marcele, aici Pavel Badea a spus foarte clar că dacă era fotbal în Craiova, această echipă nu exista. Mai clar de atâta ce vrei, și care este directorul CS Universitatea, președinte, nu? CS, președinte. Președinte, el a spus foarte clar și a făcut-o publică. Dom'le, noi dacă aveam fotbal în Craiova, echipa asta nu mai exista. Ok. Păi mai clar de atâta ce vrei. Și dacă există, acum eu ce pot să fac? Dacă păi există, acum ce vrei să faci cu oamenii ăia? Au avut 40.000 de spectatori, a fost o atmosferă... cum n-am văzut de... Ce vrei să facă oamenii? Foarte frumoasă. Ce faceți cu ei? Nu facem nimic. Foarte bine. Voi aveți suporterii voștri și voi dacă aveați rezultate, eu sunt convins că dacă treceați cu opul ăsta cu Sepsi și voi putea să aveați 30.000 tribună fără niciun fel de probleme? Probabil. Domnule Pușca, și aș vrea să vă întreb legat de acordarea drepturilor de televiziune pentru Superliga pentru un nou termen de 3 ani. Cu o sumă mai mare de achiziții față de actualul contract, aș vrea să vă cer opinia ca reprezentant al clubului FCU Craiova în privința acestui nou acord la care s-a ajuns. Eu cred că se putea și mai bine. Poate că trebuia într-adevăr făcută, cum a zis Mitică Dragomir, o licitație. Nu se știa unde se ajunge, dar din câte susține și voi, presa, drepturile TV vi se par și vouă prea mare. Ori sunt câteva cluburi, în special cele susținute de primării, care sunt majoritare în Liga 1, care se bucură de orice leu venit. Că sunt 2 milioane, că sunt 2.900.000, că sunt 1.700.000, ei se bucură pentru că altă sursă nu există decât primăria și televiziune. Și atunci, probabil că oricum am fi fost împotrivă, tot minoritari eram. Asta e punctul meu de vedere. Și atunci nu are sens să... Asta e fotbalul românesc, așa a decis majoritatea, mergem înainte. Oricum sunt câteva milioane în plus, în decurs de 4 ani, nu știu, 17 milioane parcă, sau 15 milioane, ceva de genul. Și se pare că majoritatea cluburilor de Liga 1 sunt mulțumite cu această sumă și cu împărțeam.